No, bun, să vedem ce are Darkness. Primul lucru, cum stăm cu exploratul? Cred că tot e 100%, vă căm. Așa, o inspecție frumoasă. Avem și un Ekna, a fost Cosmos 100%, ok, harnic. Echipă, nu sunt mai de acord, dar ok, dacă ți-ți place. Ce arme avem? Avem foarte multe 5-star-uri, foarte multe arme 5-star. Aluna Hida, avem Sino, Statofoma, Red, da, Kazua, Skyward-ul, Magic, uai câte arme ai. Aici ți-s caracterele care nu le-ai făcut rost, post de armă. Bun, caractere. No, bun, ce avem aici? 62 cu 200 și ceva. Nymphi, da. Asta scris o pizza, dar e bună. Încă n-ai Hydro, încă ai atac. Double Crown. Doamne, 84 230 44 HP arma ei. HP cu HP și critical rate. Interesant că n-ai Hydro, că n-ai Hydro, știu. Și asta e Double Crown, frumos. Caza 800 și ceva, arma lui 187 cu arma lui, nu-și face ultimata. Ok. Benica 36 KHP, armă foarte bună. Are mult HP în prostie aici, așa-i? E râs și mult HP în prostie. Da, e foarte bun. Domnul Lito Sama 74-141. Puțin e râd, are constelații. Armuca lui tripaca normal. 33 critical damage, 10 cu 18, 7 cu 24, da. Și vai de capul meu, da. N-ai avut cel mai mare noroc din lume, din păcate. Dar se înțelege. Domnul Zongul, 40 KHP, minim acordat de lege, cu armă Statofoma, statusul 64-150, adică își joacă la ultimată. Tenacity-ul, 14, 3 cu 7, asta nu contează că e HP și critica returnă cu HP. Ca să dă foarte mult, double crowned. Huha 22 KHP. Cred că Huha nu are HP aici, are Element Master. E locul HP-ul, dar e build-ul DM, doar la reacție, fără damage mare pe ultimată. Sigur, mult defense vă cai. C1, triple crowned-ul. Cât defense are? 2400, ajunge, nu știu să favorez, dar nici nu trebuie să mut 40 ca sigur. Domnul are setul bun, armă Favoniasu, double crown-ul, nici nu trebuie să mă uit la mai mult, că nu trebuie mai mult, că așa statusul nu contează. Barbara, 30 KHP, minim acordat de lege, cu prototipul. Pentru ea poate refine de 5. Na, e prea puțin heal în plus, poate pentru ultimata, să-ți dai mai multe particule la ultimata, poate. HP mult, HP, Queen Recharge, Healing Bonus, da, e perfectă. Sigur. Barbarica e perfectă. Domnul Toma, e Toma la tank acum, așa e? Da, Toma la tank, cu două, ca să-și facă ultimata repede, cu Clepsidra de R, ca să facă ultimata și mai repede, cu un pic de M, HP. Frumos. Barbara Crowned, da, double încă. E mare fan Barbara Darkness. Xinciu, 5438, sincer, 240, sacrif... sincer, dacă ai Sacrifice Refine 5, nu știu dacă îți trebuie nici charge acolo, sincer să-ți fiu. Oricum, eu cu Sacrifice-ul, de exemplu, aici eu am pus atac, numai că nu ai, stai, ok, n-ai, nimic, lasă că n-ai. Am pus atac cu substanț de
5R și perfect. Ia ajunge, să ajungi la 190R. Sigur. În rest e ok, Hydro și Critical Rate, el e ok, bun, bun, bun. Ultimata și-o face din respirare. Domnul Xaling, domnul Xaling, 240R, 46 cu 100 și ceva. Armă, bun, maxim, un crown de la ultimata, frumos, frumos. Nahid are crown de la E, n-are la ultă din păcate, încă. Lucrul a ajutat foarte mult, dar ajută. Da, M, M, Dendro și M, bravo, bravo. Arma ei. Asta știu că aici cu Dendro a discutat cu mine atunci. 858 M. Cu arma asta sau că oricare altă care pui, sigur, tătunai. Sigur. Da. Bun, nu trebuie să fac, numai dacă vrei mai mult heal, dacă vrei talente. Bade de 40 cu 100, puțin critical rate, puțin, se lucrează încă la ea, vă că. Dacă nu are încă o bucată de critical rate, așa nu este. Încă nu este, nu este încă așa, vă că. Încă nu este critical rate-ul aici. Ce, 3 double, nu, un crowned și unul aproape level 7. Travel-ul... E uitat de lume, dar măcar e 80, adică îl poate folosi când vrea. Asta e domnul de umplutură, am înțeles, rozarea. Și aici ne îndreptăm spre caracterele care doar se lucrează încă, așa-i? Da. Doar se lucrează. Bun, în mare parte sunt caractere bune. Puține făcute încă, dar no, ai ritmul tău până la urmă aici. Puține și bune, poate și mai mult ar trebui, sincer. Din nou, prefer mai multe caractere decât altceva, pentru că cu caracterele poți să faci mult mai multe decât cu constelațiile. Arța trebuie o investiție și în alte caractere. Ca să poți să-ți creezi mai multe. Dar acum aici depinde de tine. Mi se par puține caracterele. Mi se par că ar foarte puține caractere decât timp te joci. Să fiu sincer. 8 5 star limited. Nu m-am mirat, nu mă mir, adică când ai zis că îți trebuie 4 ore pentru un abis să-l faci. Nu ai o alternative. Dar măcar caracterele care le-ai făcut, măcar sunt caractere bune, măcar. O să-ți trească și pe viitor. Acum ar vrea să te văd pe abisul nou, ăla greu. Ce drept are și arme bune? Da, dar armele nu compensează un caracter. Chiar nu compensează un caracter arma. Eu am doar 10 arme 5 star. Dar ce caractere vrei să dai următorul, Darnis? Asta e chestia. Păi, 8 caractere înseamnă 8 luni în fiecare, asta, în fiecare, nu 8 luni, 8 patch-uri. În fiecare patch ai luat 1. Poate vă 14 5 star limited. Avea ai ceva de genul. Dar n-are Alita în furina? Deci Alita în furina, practic. Care sunt în același, în același patch. Să ai noroc. Nu, no, e ok cont, e ok. Puține caractere aia mă miră, făcute. Voi ce părere aveți? Ce notă primește? Pentru ce are? Și câte, cum sunt făcute caracterele? De la 1 la 10. Cât se poate de obiectiv? 4? 4 nu, 4 nu. 4 înseamnă că nici nu poți să faci etajul 11. Ala e 4. M-am gândit la un 7,58, m-am gândit, da, da. Dar asta doar din cauza lipsor de caractere, nu din cauza build-urilor. Poate cazul accentuat mai mult pe R și cu altă armă, poate mai multe caractere făcute, 4 star. Da, un 8 cinstit din cauza armelor, cam atât, așa-i, Darnes?